Hei, salut, prieteni! Ăsta e H.L. Hunley. Hunley, mă rog, mai e și CSS H.L. Hunley și CSS Hunley. Și totuși, înainte să fie un Hunley, este un submarin. Submarin confederat. E atât de confederat încât a luat parte la războiul civil american. Mă rog, foarte puțin. Foarte, foarte puțin. A fost inventat de un tip pe nume Horace Lawson Hunley. De aici ideea de H.L. Hunley. Ca să fiu mai precis, H.L. Hunley este un submarin din 1863. Avea o greutate de 6,8 tone și o lungime de 12 metri. Iar în interior putea ține un echipaj de 8 oameni. 7 membri ai echipajului care să învârte elicea, iar capitanul practic ocupându-se de direcție. Și scopul acestui submarin era acela de a înlătura blocada făcută de alt vas pe nume USS Housatonic. Fiind convins că era curios, am zis să vă pun și poza asta să vedeți cum arată înăuntru. Primele două lansări în apă se sfârșesc catastrofal pentru că echipajul moare de fiecare dată, printre care și inventatorul. Până la urmă, submarinul cu un plan nebun se apropie de vasul USS Housatonic și îl și scufundă. O torpilă pe care o legaseră în fața submarinului de o prăjină. Și scufundă vasul inamic, echipajul pierde de la onda de șoc.